al Fiului și al Sfântului Duh, drept măritorilor creștini. Rugăciunea este convorbirea omului cu Dumnezeu. Rugăciunea este o activitate a sufletului. Și bine este când ea se manifestă bine. Rugăciunea este o ridicare a, mun, a minții către cele cerești. Rugăciunea este o cerere a omului către Dumnezeu. Rugăciunea poate fi și o mulțumire a omului, și o laudă omului adresată lui Dumnezeu. Rugăciunea o poți face acasă la tine în camara ta, o poți face pe drum sau la muncă și în mod deosebit în casa ta lui de rugăciune, o poți face. O poți face cu voce tare sau încet sau cântând. O poți face în orice fel. Rugăciunea poate fi a tuturora când o faci pentru toți. Rugăciunea poate fi pentru unul, careva. Să poate fi doar pentru tine. Rugăciunea poate să fie scurtă sau lungă. Depinde. Ce ai pe suflet, ce dorești să ceri. Ce ai pe inimă, ce te apasă, ce dorință sau dorințe ai. Rugăciunea e bine să fie urmată de post și de rugăciune. Rugăciunea să fie totdeauna urmată și totdeauna să fie făcută cu smerenie. Și mai mult, când sta să vă rugați, spune Scriptura, iertați orice aveți în cuiva, să ierți, să pornească rugăciunea din inimă curată. Să nu fie făcută cu fățărnicie, ci cu credință reală, și cu stăruință spune Apostolul Pavel și zice, rugați-vă neîncetat. Așa spune el. Rugăciunea poate fi făcută pentru sănătoși, pentru bolnavi, călători, pentru școlari, pentru copii, pentru părinți. Depinde necesitatea pentru care e făcută și ce în ea, ce doresc să se împlinească ție sau altora. Citim noi în Sfânta Scriptură că Avram cândva s-a rugat pentru Sodoma și Gomora. Ca Dumnezeu să nu le pedepsească. S-a rugat cu stăruință și cu credință. Și a făcut-o. E un model să te rogi și pentru cei răi. Să te rogi. Căci bunătatea și dragostea se arată către toți oamenii. Așa a făcut Avraam în legea veche. Iar în legea nouă vedem cum ca se roagă pentru fica ei cu câtă stăruință se roagă, cu câtă credință se roagă, cu mine ea se pune în genunchi și se roagă, zicând, Doamne, ajută-mă! Ne mintim rugăciunea lui Petru când a zis, Doamne, scapă-mă! Că ne-am rugat pentru fiica ei, Petru se rugat pentru el, dar să fie intensă și cu credință. Ca Neanianca ajutat, ajutată, Petru i-a ajutat și scăpat dacă ne rugăm și noi ca și ei, și-a noastră rugăciune e ascultată și împlinită, dar s o faci cu credință, cu nădejde, că Dumnezeu nu uită și nu, se, nu lasă neîmplinit o cerere. Domnul Iisus Hristos, când a fost pe cruce, s-a rugat pentru cei care îi băteau cuie, pentru cei ce răstigneau, ce a zis părinte, iartă lor că nu știu ce fac. S-a rugat. Și model pentru noi și de iertare, și de rugăciune, și de dragoste. E model. Iar mai departe vedem pe Sfântul Adria Conștefan, cum se ruga pentru rășmașii lui, și rugau cu o pietre în el să-l omoare. S-a rugat pentru ei. S-a rugat, stând în genunchi. E exemplu pentru noi și noi să facem rugăciune pentru toți oamenii. Și dacă ne sunt dușmani, e bine să ne rugăm, să-i avem în gândul nostru și în inima noastră. În rugăciune e de luat aminte la ceea ce ceri. Și anume, să nu ceri ceva rău, ci doar cele bune. Nu cele rele. Cele bune și pentru tine și pentru alții. Așa să fie rugăciunea făcută. Cu gând bun, cu dragoste cu credință, cu nădejde, dar să ceri cele bune. Cele rele, lasă-le deoparte. Nu te gândi la ele. Nu le pune în inimă și în mintea ta, ci să ceri cele bune și de folos și cele care sunt pentru tine aici și în viața de veci de folos și ziditoare. Azi avem o evanghelie, ne vorbește despre rugăciunea unora pentru ei făcută pe alții uitându-i și cerând ceva ce se dă doar celor care merită. Și în se spune așa, în vremea aceea, luând pe cei doar de ce ucenici ai săi, Iisus a început să le spună cele ce aveau să îi se întâmple, zicând, Iată, ne ducem sus în Ierusalim și Fiul omului va fi dat căpetenilor, preoților și cărturarilor și îl vor osândi la moarte și îl vor da în mâna păgânilor care îl vor bat jocorii și îl vor bate și îl vor scuipa și îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Atunci au venit la dânsul Iacov și Ioan, fiul lui Zevedeu, și au zis învățătorule, voim să ne faci ceea ce vom cere de la tine. Și Isus i-a întrebat, ce voiți să vă fac? Iar ei i-au zis, dă-ne nouă să ședem unul de-a dreapta ta și altul de-a stânga ta în slava ta. Dar Iisus le-a răspuns, nu știți ce cereți, puteți să beți paharul pe care îl beau eu, să vă botezați cu botezul care mă botez eu. Ei au zis, putem. Iisus le-a zis atunci, Paharul pe care eu îl beau cu adevărat, îl veți bea. Botezul cu care eu mă botez, vă veți boteza. Dar aședea de-a dreapta și de-a stânga mea, nu mi este îngăduit să dau decât acelora pentru care s-a rânduit. Când au auzit ceilalți zece, au început să fie mânioși pe Iacov și pe Ioan, iar Iisus chemându-i la sine le-a zis Știți că cei ce se socotesc măitori ai neamurilor domnesc peste ele și cei mai mari ai lor le stăpânesc dar între voi nu trebuie să fie așa ci care dintre voi va vrea să fie mai mare să fie slujitorul vostru și care va vrea să fie cel din întâi între voi să fie slujitorul tuturor pentru că și fiul omului nu a venit să îi se slujească ci ca el să slujească să-și dea viața preț de răscumpărare pentru mulți drept măritor creștini se roagă fiii lui Zevedeu Iacob și Ioan. Ce cer ei oare? Cer loc de a dreapta și de a stânga lui Isus în slava sa. Cer loc. Au și răspunsul că îl primești pe loc. Acolo se dă loc pentru cei pregătiți. Adică, pentru cei ce merită. I lor li se dă loc. Am auzit pilda cu cele zece fecioare. Reprezintă pe creștini care lucrează toți pentru suflet. Dar cinci sunt numite înțelepte, cinci nebune. Cele înțelepte adună un de în candelele lor, Canele e sufletul unde lemnul lucrul bun făcut pe pământ. Unele adună fapte bune, unele nu adună. Am adică credincioase. Unele credință au cu fapte, altele fără fapte. Dar curios, toate îl așteptau pe Domnul Iisus Hristos. Unele cu un de lemn, în candele, altele fără. Au adormit, au trecut dincolo. Iată-l, sunt trezite, când vine vremea, se scoală să-l întâmpine. Dar cele fără un de lemn nu pot intra. Adică n-au meritat să intre. De aceea, nu că nu era loc, și nu meritau. S-au dus să-și caute un de lemn și apoi să vină să intre. Dar mirele a fost intrată și ușa s-a închis. Așa le spune Domnul Iisus la cei doi fii al lui Zevedeu. Acolo se dă pentru cei pregătiți, adică pentru cei care merită. Acolo e pregătit locul pentru aceia. Ei merită loc acolo. Nu oricine. Le nebune și le voiau să intre, dar n-au putut să intre. Că n-aveau un delen. Nu meritau, că n-aveau un delen. De aceea au trebuit să stea afară. Cândva noi face corabia la porunca lui Dumnezeu. O face. Dumnezeu i-a spus să o facă. El era cu credință. Dacă a fost, ascultă de ceea ce Dumnezeu îi spune și o face. Și apoi intră în ea, el și familia lui și toate dobitoarele care au fost poruncite să le ia acolo. Apoi Dumnezeu închide ușa. Mulți au vrut să intre în corabie când vine apa mare, când se să ploaia, vin valurile. Mulți au vrut să intre în corabie, dar n-au putut, că nu meritau. Și de aceea au rămas afară și au murit. Dar până a făcut cu noi corabia, n-au putut să se schimbe, să fie credincioși ei. N-au vădut să-i ajute la noi, să facă corabia, să fie ca și el cu Dumnezeu. N-au făcut-o. Poate și-au bătut joc de el. Ce faci tu acum? Ce ai aici ce zi? Faci tu ce zi de aici, ce construiești? Ce faci? Dar noi făcea. Nu conta ce zicea oamenii, ci ce i-a spus Dumnezeu. Și el, noi cel credincios, face. A intrat în corabie și a scăpat el și casa lui. Vedem că ceilalți n-au scăpat, că n-au meritat. De aceea, dacă ne amintim de altceva din Noul Testament, de un bogat nemilostiv, la poarta căruia stătea Lazar cel sărac, el, bogatul, a murit și el. Credea că nu va muri în veci, va rămâne pe veci, se credea cineva, dar a murit și el. Și a fost dus în iad. Ar fi vrut să fie în sânul lui Avram, dar n-a fost așezat acolo, că n-a meritat. Nu că nu era loc și pentru el, dar n-a meritat să aibă loc în sânul lui Avram. Dumnezeu vedem că plătește după cum seamănă omul, pe dreptate, ce seamănă omul aceeași și seceră. Așa s-a întâmplat și cu bogatul nemilos și săracul Lazar. A vrut el, dar nu i s-a dat loc, că n-a lucrat pentru acel loc nimic n-a făcut nimic să ajungă acolo. Și ca atare nu l-a meritat. Și de aceea să înțelegem cuvântul lui Isus. Că de-a dreapta lui de stau, cine merită, pentru ce s-a pregătit, pentru ce s-a pregătit, pentru cei care merită, care s-au luptat să aibă acel loc. Dacă ne uităm la aceste lucruri, vom zice însă, dar tâlharul de pe cruce, ce a intrat cu Iisus în rai în ziua aceea, oare ce merite a avut el de a intra în acea zi cu Iisus în rai? El care a fost tâlhar și a făcut rele, oare ce merite are el să intre în rai? în acea zi, când a murit. Că trupul merge în pământ, dar sufletul merge unde merită, pe loc îi se dă loc. Unde merită. Vedem că a fost într-adevăr el tălhar și a fost răstignit cu Domnul Iisus deodată. Dar el, Domnul Iisus Hristos, nu vede un tălhar, nu vede un răuvoitor, ci îl vede pe Fiul lui Dumnezeu. Laude pe Iisus rugându-se pentru cei ce-l răstigneau, laude! Laude când o dă pe mama, s-a la Ioan, laude! o vede ce s-a întâmplat, vede cum Iisus a purtat cu toți, nu-l vede ca pe un rău făcător, ci ca pe un binefăcător, deși era pe cruce răstignit. El recunoaște că a ajuns acolo pe cruce ca meritat. Dar Iisus n-a meritat. Că El personal n-a făcut niciun păcat. N-a greșit la nimeni. Ai drept că murea pentru păcatele noastre, ale tuturor. Asta e drept. Dar el personal n-a greșit. S-a făcut om ca noi afară de păcat. Și acum acel tâlhar, tâlhar îl vede așa, nevinovat care pătimește. Și el se recunoaște pe sine păcătos. El face păcăință acolo pe cruce, tălharul și rugăciune apoi. Pomele și mă Doamne, când vine în împărăția ta și rugăciune face. Și îl prinde moartea în păcat cu Dumnezeu. Așa îl prinde moartea. În relație bună cu Dumnezeu. Așa îl prinde moartea. De aceea isus îi dă loc în cer. Nu de altceva. El așa merge dincolo cu Dumnezeu în pace, recunoscându-și toate cât le-a făcut, le-a și că le-a făcut, dar și rugăciunea are, recunoaștere are pentru Isus Hristos. Și de aceea merge El acolo cu Isus în împărăție e smerit de și pe cruce, se roagă deși și el pe cruce, dar în ziua morții se schimbă de tot el și a fost har. Și de aceea merge în cer. Acum poate înțelege. Dar zicem, da, dar săracul Lazar, de ce amezoare în sânul lui Avram? Că nu-i scris nimic despre el. Nu-i scris. Dacă merge, înseamnă că a meritat să meargă. Înseamnă că el cât a trăit a fost cu inimă bună. A fost. Cât a trăit a fost cu credință. A fost. El n-a putut face milostenie, că n-avea de unde. N-avea nici ce mânca. Și bolnav, neputincios. Dar a postit. Și silit, și nesilit, apostit. El n-a gândit rău la bogat, nici la alții, ci le-a gândit bine. El nu i-a înjurat pe oameni, nici pe bogat, nici pe alții. Nu i-a înjurat. El nu i-a văzut rău cu ochi rău pe ceilalți. Al Că țineau flămând și ne-acoperit. Nu i-a văzut rău. El nu i-a vorbit de rău nici pe unul, nici pe altul, că și alții vă dingeau pe lângă El. Mai mult bogatul care avea de unde da și cum ajuta, nu ne-a judecat rău pe ceilalți. Și de aceea el merită să stea lângă Avram. Vezi de ce merită? Și dacă și-a meritul său prin purtarea sa, prin faptele sale. Iar dacă vrem mai mult, oare în cer, pe cine vede, putem vedea noi că stau în cer? Apostolul Ioan a pe la cer. Și scrie ce a văzut în cer n-a fost dus la iad, ci în cer. Ce-a văzut în cer? Pe oamenii plăcuți lui Dumnezeu. Ce-au meritat să stea acolo. Și scrie așa că, ca, cu, ca număr, din neamul lui Israel vede 144 de mii. erau în vremea lui, din neamul lui, în vremea lui Ioan. Mai târziu au fost, poate mai mulți, mai mulți, mai mulți, dar atâți au fost atunci. Dintre alții, neamul a văzut fără număr, nu i-a numărat. Dar mai vede ceva Ioan acolo, în cer. Și anume ce vede? Mucenicii erau în cer, sub altar. Erau sufletele mucenicilor, trupurile au fost în pământ, au poate arse. Mâncate de fiară, nu contează, erau sufletele. Și aceia au zis, Doamne, până când nu faci judecată pe pământ? Până când, Doamne? Și le -a zis, mai așteptați, mai așteptați. Dar de ce oare erau în cer suletele bucenicilor? Că au murit pentru Hristos. De aceea. Că au meritat. De aceea. Vrei să fii în cer? să meriți. Că nimeni nu te oprește să meriți. Decât dacă te oprești tu. Și oricum te ajude ca altul, că ești tu într-un fel sau altul, nu-ți poate lua meritul de asta în cer lângă Iisus Hristos. Doar tu ți-l poți lua cu mâna ta. Vedem de acolo în cer stau cei ce merită. Iar în iad, cei ce merită, că au făcut cele rele. Dacă ne uităm vorbind despre cer, oare prorocul Ilie n-a fost înălțat la cer? Nu el a hotărât să meargă în cer. Nu el. Nu el a voit. Nu el a impus. Mă ridic la cer. N-a făcut. Și a fost hotărârea lui Dumnezeu. Și pentru ce oare? Pentru că el a meritat. Pe pământ a fost omul lui Dumnezeu. A luptat cu întreg popor să se întoarcă la Dumnezeu. El să te de față și în față. Au mai fost și alții bărbați ascunși dar el era în față de luptă cu regele cu îmbărăteasa și cu ceilalți să-i întoarcă la Dumnezeu. Și a întors. Deci Dumnezeu l-a dansat la cer, că el a meritat. Vedem că nu a dat înapoi niciodată. Putem folosi și alt cuvânt. A fost vrednic să stea în cer. Și de aceea a fost înălțat. Dar, dacă s-au rugat cei doi frați, fiului Zevedeu, vedem că Isus le-a spus: Pentru cine se dă loc în cer? Pentru cine-i vrednic? Haideți să ne facem vrednici și noi. Și ne facem prin inima noastră, prin gândul nostru prin sufletul nostru, prin faptele noastre, prin rugăciunea noastră, prin mâinile noastre, haideți să ne facem vrednici. Și Dumnezeu ne va da loc. La tot care e vrednic, îi dă loc acolo, sus în cer. Dar să-l câștigăm. Și îl câștigăm aici, pe pământ. Hai să-l facem. Să ne facem vrednici. Dacă ne facem vrednici, Dumnezeu ne dă loc lângă El Sus în cer. haide să începem de azi să ne facem. Cine are răg de auzit să audă Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.